Ne face o deosebită onoare să-i avem astăzi alături de noi pe excelența sa președintele României, domnul Klaus Iohannis, pe excelențele lor, doamnele ambasador Tove Bruvik Wesberg, ambasadorul regatului Norvegiei la București, doamna Sandy Blanchet, reprezentantul UNICEF în România, reprezentanții autorităților județene și locale la acest moment festiv. La nivel național, abandonul școlar reprezintă o realitate pe care nu o putem ignora. Este un fenomen din ce în ce mai prezent, cu implicații sociale și economice severe. Conform prognozelor, doar unul din 10 locuri de muncă va putea fi accesat în viitor de către o persoană care a părăsit de timpuriu școala. Asigurarea unei educații de calitate, indiferent de mediul de proveniență, este esențială pentru a reduce abandonul școlar. Este o bucurie pentru mine să fim astăzi împreună la școala gimnazială Gheorghe Nechita din Motoșeni, o școală aparte din mediul rural. Cu o rată de cuprindere de 100% și zero, repet, zero abandon școlar, ați demonstrat că se poate și că omul sfințește locul. Dumneavoastră ați reușit la Motoșeni să transformați întreaga programă școlară într-o poveste care a captivat și inspirat toți acești copii. Ați reușit prin cursurile de educație parentală să formați și să implicați în tot acest demers părinții și întreaga comunitate. Un demers care și-a demonstrat eficacitatea prin colaborarea dintre autoritățile care pot ajuta copiii să rămână în școală și părinții care au înțeles importanța educației școlare. Este un model care merită extins la nivel național. UNICEF contribuie la această prioritate și sprijină în mod direct prin modelul din care face parte școala din Motoșeni, 21.000 de copii. Ameliorăm calitatea educației prin creșterea capacității directorilor și a cadrelor didactice. Încurajăm parteneriatul dintre elevi, părinți și profesori, inclusiv prin consiliere și educație parentală. Întărim colaborarea dintre școala și comunitate. Acest model, testat în județul Bacău, contribuie la creșterea participării școlare și calității educației pentru toți copiii din România. Modelul este implementat cu fonduri de la Norway Grant și UNICEF.